Sfânta Tecla s-a născut în secolul I după Hristos. După ce l-a ascultat pe Sfântul Apostol Pavel, ea s-a hotărât să îl urmeze pe Hristos și a renunțat la intenția de a se mărita. Mama sa, Teocleia și Tamir, logodnicul ei, s-au opus acestei decizii, iar acuzațiile lor au dus la întemnițarea Sfântului Apostol Pavel. Sfânta Tecla nu a renunțat la a crede în Isus Hristos. Mama ei l-a convins pe judecător să o condamne la moarte prin ardere de vie. Ea a făcut semnul crucii peste flăcări și a fost înconjurată de lumină, rămânând neatinsă de flăcări. Sfânta Tecla s-a retras într-o regiune pustie și aspră, unde a continuat să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. La vârsta de 90 de ani, vrăjitori, păgâni, invidioși au venit să o bagiocorească. Apoi, o stâncă uriașă s-a crăpat în două, când Sfânta Tecla l-a chemat pe Mântuitorul în ajutorul ei și acea piatră a acoperit-o, ia dându-și astfel sufletul în mâinile Domnului. Sfântul Ioane Ude s-a născut în anul 1601, când tatăl său l-a informat că se gândește la o căsătorie foarte avantajoasă. Ioan s-a dus în biserică la altarul Maicii Domnului Ascosinelul pe care îl purta și l-a așezat în degetul statuii Fecioarei Preacurate. Hotărârea era definitivă. În anul 1623 a cerut să fie primit în congregația oratorienilor. La începutul activității s-a consacrat predicării de misiuni populare în nordul Normandiei. După doi ani a izbucnit epidemia de ciumă și bisericile au devenit goale, în schimb spitalele erau pline. Ioan s-a oferit să ajute de bună voie și fără teamă. Până la urmă s-a îmbolnăvit și el. După încetarea epidemiei de ciumă Ioana Colindat aproape întreaga Franță. În ziua de 19 august 1680, la vârsta de aproape 80 de ani, se stingea din viață în orașul Caen. A fost canonizat de către Papa Pius al xi lea în anul 1925.